azi reacționez la clipurile voastre, la cele mai tari trickshot-uri și la cele mai tari win-uri ale voastre. Să văd care este cel mai bun abonat al meu la Fortnite și care a făcut cel mai frumos clip. Hai să-i dăm drumul. Din câte puteți observa, sunt pe serverul meu de Discord și sunt live. Puteți să intrați și voi, discord.gg/psych. Și pe serverul ăsta am pus un anunț că fac acest clip și o să încerc să filmez din ce în ce mai multe clipuri pe acest server. Primul clip este de la Sonix și hai să vedem ce face Sonix. Aparent se bate, are un grappler, îi dă un hit pe insulă, i-a dat full piece și l-a bătut chat. Împreună o să-i dăm o notă la fiecare clip, sincer o să-i dau un 5 din 10. N-a fost cel mai interesant clip sau poate chiar merită un 6 din 10 pentru că a dat full piece la un om și cred că are și undeva la 6 kill-uri. Bravo băiatul nostru Sonix, chiar foarte bun. Hai să-l vedem și pe următorul. Lăsați și voi în comentarii ce note credeți că merită băieții. Ok, hai să vedem. Băiatul nostru aparent este pe mapa mea, ceea ce este foarte frumos din partea lui, este pe Psycho G Zoners. Și bro, avem primul trick shot și de-abia am uit la al doilea clip, ceea ce mi se pare insane. Deci primul trick shot, sincer, având în vedere că este dat cu bolt sniper-ul și nici măcar nu e un hunting sniper, cred că pot să-i dau undeva la un 8 din 10, bro. E un trick shot. Sincer, s-a dat în sus cu shockwave-ul și trick shot-ul e foarte rar, având în vedere că sniper-ul nu se duce deloc accurate. 8 din 10. Hai să-l vedem pe următorul, Crax Fortnite. Crax Fortnite se joacă o mapă de box PvP. Ok, a făcut un edit, a omorât pe cineva. Ok, Crax Fortnite. Aparent ia ăsta. Crax Fortnite nu e chiar așa cracked la Fortnite. 227, ratează și a câștigat. Crax Fortnite, din păcate, o să-ți dau nota 3. Din păcate, mai trebuie să-ți dai improve la Fortnite. Și lumea zice 2-5, nu a fost chiar un clip chiar așa bun, dar hai să vedem în continuare. Ia uite-l pe Ezel, este într-un build fight, cred că tot pe mapa mea, ceea ce e foarte... Aba, nu e pe mapa mea, dar seamănă. Ok, este o mapă de Zone Wars. I-a dat peace lui băiatul ăsta, i-a dat full peace, 180 și... Și l-a omorât probabil cu fall damage, bro. I-a dat de 2 ori full peace, 7 din 10, i-a dat full peace. Hai să vedem pe următorul. Dar sunt curios, cine o să câștige acest concurs, cine o să aibă cel mai șmecher trick shot, o să aibă tot respectul meu și efectiv trebuie să-i ziceți toată lumea W în comentariile de la acest videoclip. Hai să vedem pe băiatul ăsta ce face. Aparent este în Fortnite. Bro, deci băiatul nostru n-a dat un trick shot sau ceva de genul, dar a dat un hit cu Deagle-ul foarte tare în sezonul OG, în Fortnite OG. Acest este pretty insane. Un 5 din 10 cred că merită, încă n-am dat de unul foarte, foarte insane. Hai să vedem dacă dăm cumva de un băiat foarte insane la Fortnite în acest episod. Bro, nu trebuie să fiți hateri în comentarii, vă, că cineva a zis L-bot, nu trebuie să fiți hateri. Multă lume de-abia a început să se joace și trebuie să respectăm chestia asta. Uite, băiatul ăsta, de exemplu, n-a avut cel mai tare clip, dar, sincer, a avut IQ, dar îi dau tot un 5 din 10. Nu e așa bun, dar ăsta este primul meu double edit, zice gaming. Bro, respect the grind, respect the grind, sincer. Având în vedere că e primul lui double edit, înseamnă că nu joacă de mult, respect the grind, nu e un clip sau ceva de genul, dar respect, bro. Zachmax, să-l vedem, Zachmax joacă de pe controller. Și Zachmax încearcă și... Bro, un 360, 5 din 10, bro. L-avem pe Darius, moderatorul nostru. W pe chat pentru Darius. Hai să vedem ce trick și-a dă Darius. Darius, bă, mă bate și pe mine la Fortnite, sincer. Cred că e cel mai bun de până acum. Full clip, bro, full clip, Mungar Classic. Darius, bă, sincer, 9 din 10. 9 din freaking 10, bro, Darius, bă. Momentan, Darius, bă, este câștigătorul nostru. Asta e tot de la Darius, bă. Sincer, 9,2 din 10. Este mult mai bun ăsta, bro. Mult mai bun ăsta, Darius, bă. Mi se pare mult mai bun că ai dat și așa layere. Mama, ai și urcat de 2 ori. L-ai băgat și în con. Foarte tare. Hai să vedem ce face Denis, mă. Se urcă, bam. Și no scope, 9 din 10. Nice shot, bro, nice shot. Ok, 6 din 10, bro. Still cracks on Fortnite, mi se pare că sincer a dat improve de la ultimul clip. Matei the Flash, hai să ne uităm la unde ăsta de la Matei the Flash. Matei the Flash, respect, un mongrel clasic frumos. 7 din 10, not gonna lie, 7 din 10 Matei the Flash, având în vedere că ești pe PlayStation și ai pus chestia asta dintr-un meci și nu pe creativ. Foarte tare. Hai să luăm un clip la alegere de la Mogu. O să luăm pe primul, că mă gândesc că e cel mai bun. Și hai să vedem, dintr-un meci. Wow, chat, frumos, trick shot. Țineți minte că are 23 de kill-uri, da? 23 de kill-uri, chat. Mamă, ia care mai multe, bro. Stai așa că nu e așa slab. Frumos și ăsta. Ia următorul. Frumos și ăsta. Și următorul. Bro, frumoase, frumoase. O să-i dăm un 9 din 10. 11 din 10 a zis cineva. Hai să vedem în continuare. Îl avem pe băiatul nostru care îl cheamă Wave cumva. Nu știu exact cum, că nu se vede foarte bine. Și a dat un 200K cu S1KF până pe șoc. Foarte tare, bro. Și a dat un clutch 1v2. Regele. Regele la clutch-uri 1v2. Peștele a răspuns și a zis, mi-ar plăcea să fiu pe clipul tău. Hai să vedem dacă chiar meri să fii pe clipul meu, bro. Ia, asta e care muzică copyright. Ia, ce face? Ce face, chat? E în Fortnite OG. O, frumos. Respect the high ground retake. Double edit. Didn't expect that, 9 din 10, bro. E greu să dau un 10 din 10, chat. E greu să dau un 10 din 10, boys. Băiatul ăsta a scris psych pe shop, dar a scris aici, uite, rege, trebuia să scriu psych până pe shop, ok. Respect, bro, pentru chestia asta.
Trickshot pe bot. 9 din 10. De pub, regele, nu sunt eu așa de bun, dar sper să-ți placă. M-am străduit cât am putut. Sper să apară în clip. Dar dacă nu, măcar să-l vezi și dai o reacție ca să știu că l-ai văzut. Mulțumesc, te pup, regele. Foarte frumos, Alex, mă bucur că ești alături de mine și ai scris și stai până pe shop. Ia, hai să vedem ce zice. Nu e el atât de bun, cea, dar chiar trebuie să respectăm, bro. Adică nici voi nu v-ați născut învățați la Fortnite. Cel puțin, uite, joacă mai bine decât mine pe controller. Eu, gen, pe controller nu știu să joc deloc așa. Hai să vedem pe băiat ce face. Și? Și l-a și editat și ne-a zis te pup și-o, bro. Rașlo. Rașlo pare că joacă bine. Ia, hai să vedem. Bine, mă, Rașlo, cu fast editurile astea. Hai să-l vedem pe băiatul ăsta. Headshot snipe frumos. 200 frumos. Peace frumos. Ok, Ani. Ok, I got it. Stai până pe shop, te pup, rege. Hai să vedem, bro. Frumos, perete în față și nu e muzică copyright. Hai să vedem, bro. What? Băiatul nostru e cracked. Sincer, Dariusica e mai cracked decât tine, băiatul ăsta. Bro, 9,5 din 10. Denis, șef, e mai cracked decât Dariusica. Chat, voi ce ziceți? Nu sunt clipurile lui astea, bro? Dacă nu sunt clipurile lui, foarte urât din partea ta. Dar mi se pare cel mai cracked persoană de până acum. 9 din 10. Stick fun pe show, mi-am stricat tastatura cu ramona pe membrană. Băiatul nostru a pus un cumpără cu codul meu la suporteri. Aba, nu, a pus și cumpără cu codul meu și după a pus și un de ăsta. Foarte frumos, bro. Apreciez foarte mult, Chris Fână. Da, hai să mai luăm 3 la întâmplare de mai jos, pentru că deja clipul are 11 minute și vreau să mai aibă șanse și băieții care au aflat de pe live, așa că o să luăm unele la întâmplare care par foarte bune. Uite, hai să luăm pe Andrew, care Andrew pare că a încercat Andrew Tie Hard și... Opa, o săritură până de asta și hai să mai luăm încă 2 chat. Hai să luăm pe băiatul nostru Frosty, care are 3 biscoți și ar trebui să joace bine. Decent, Frosty, decent, ok, I got it, Frosty. Ia, hai să vedem iar de la Frosty ceva. Wow, hai să le luăm de jos în sus, chat. Să scoți volumul, să ai fână pe shop. Ia, hai să vedem de la HBI, regele nostru. Cred că era pe live HBI, că s-aude. Și nu scot volumul, ia. Ok, HBI. Ok, un piece control frumos. Hai să vedem ce mai e pe aici, chat. Cine sare cu ochiul? Cine sare cu ochiul, băieți? Hai să vedem băiatul ăsta ce face. Încearcă să-i dăm un snipe și o să reușească. Bro, the best snipe ever, Visa. Let's fucking go, mersi că mi-ai trimis clipul ăsta. Și hai să vedem la Antonio, ia, Antonio. Frumos, chat. Asta este gen un clip chiar frumos, gen într-un meci de arena merge bine rău de tot. Ia, cine ne-a trimis, chat? Fiți atenți, ne-a trimis Înțeleptul, care Înțeleptul s-a calificat la fână cât să până în semifinale, ceea ce e foarte tare. Hai să vedem dacă Înțeleptul chiar are un ăsta insane. Înțeleptul joacă foarte bine, chat. Foarte frumos, Înțeleptul. Foarte frumos. Adică n-are el cele mai fast mecanici, dar Înțeleptul chiar joacă foarte bine, bro, în meciuri. Adică pe mine cred că mă bate. Ia, hai să vedem și de la Nicopilu, băieți. Nicopilu este un băiat care este foarte, foarte, foarte activ pe live-urile mele și e așa, gen, mamă, Nicopilu. Nu-mi zic că erai pe mapa mea, bro, erai pe alu' Martos. Ok, seamănă la fel la mea ca alu' Martos, deci respectiv, dar de azi vreau să joci pe mapa mea, bro. Cred că ar trebui să încheiem clipul cu băiatul ăsta. A făcut troll de noi și ne-a trimis o fază tare de pe LOL. What the fuck? Băiatul nostru a făcut troll de noi și în loc să ne trimită o fază de pe Fortnite, ne-a trimis o fază de pe LOL. Bro! Metos! Ia, hai, trimite și tu una, Metos. Așa, să-l vedem și pe Metos, ia. Ce clip a făcut Metos, ia. Oricum, Metos, băiatul meu slab, care îl băteam la 1v1. Ok, respect că e într-un match de Fortnite. Chiar frumos. Dacă îl prindea direct. Ia. Frumos și decent și îl respectăm. Băiatul ăsta a zis cu Psych fână pe shop, ia. Cu Psych fână pe shop ce a făcut? A dat Psych? Snipe, no scope la Elite cu Psych fână pe show, frate. Hai să-l vedem și pe Skip, că Skip e foarte activ pe live-uri și chiar vreau să văd chestia asta de la el. Mamă, ia. Mamă, stai dintr-un episod. Aud episodul ăsta. Te n-aud muzica. Da, mă, Skipule. Frumos win pe episod. Dacă mai vreți episoade de genul chat, un episod în care nu sunt pe grabă și nu trebuie să plec în Thailanda a doua zi și încerc să filmez foarte multe episoade într-o zi, nu uitați să intrați pe serverul de Discord, pentru că acolo anunț că mai fac clipuri de genul și o să sortez în viitor doar clipuri bune, ca să reacționez doar la clipuri bune pe următorul episod. Vă pup și mă bucur că sunteți alături de mine. Pa, sunu capa e fână pe shop.